Din nou în direct, dragii mei, am revenit la emisiunea Sănătate înainte de toate, iar acum am alături de mine un invitat pe care sunt sigură că deja îl cunoașteți cu toții, fiindcă nu este pentru prima dată la emisiunea Sănătate înainte de toate, așa că, dragilor, îmi face o deosebită plăcere să vi-l prezint pe prietenul emisiunii noastre, domnul doctor Ladislau Vereș. Bună ziua, domnule doctor, bine ați revenit la noi! Bună ziua, bine v-am găsit, cu multă bucurie și plăcere. Să începem emisiunea, să le dăm la oameni țigări, miere și grăsime. Domnul doctor, dragii mei, ne va învăța astăzi cum putem slăbi frumos și sănătos, dar în același timp ne va oferi și un tratament naturist pentru cei care vor să renunțe la fumat. Ambele tratamente sunt realizate de domnul doctor Ladislau Vereș. Dânsul este inventatorul acestor produse, dar să știți că sunt niște produse sigure, fiindcă se află de foarte mult timp pe piață, sunt patentate și au toate avizele necesare. Nu uitați că numărul de telefon 0736 502 479 vă stă la dispoziție dacă doriți să interveniți în legătură directă cu noi sau dacă vreți să ne trimiteți mesaje. De asemenea, pagina noastră de Facebook, Sănătate înainte de toate, vă stă și ea la dispoziție cu mare drag pentru întrebări, pentru opinii. Așa că, domnule doctor Ladislau Vereș, haideți să începem cu acel produs destinat celor ce vor să renunțe la fumat, mai ales că peste 10 zile intră în vigoare și legea aceea în care cei care fumează nu mai au voie să facă acest lucru în spațiile publice. Cum ne ajutați dumneavoastră, domnule doctor Ladislau Vereș, să renunțăm la fumat, acest viciu, așa cum spun mereu, dăunător buzunarului, fiindcă rămânem fără bănuți, da. Dar mai ales sănătății noastre. Da. Salut pe toți fumătorii din lumea aceasta și pe cei care se uită la emisiunile Etno. E un moment cumplit pentru ei. Eu sunt foarte solidar cu ei, îmi pare, nici nu știu cum să zic, că e cam echivocă chestiunea. Legea e foarte dură, sancțiunile sunt foarte mari, nu se va putea fuma în nicio crâșmă, nici un restaurant, nici într-un loc public, nici la hotel, nicăieri. Este un moment delicat, fiindcă atași dintr-o dată atât de dur, cu un termen de dată de 15 martie, atași de-i faci pe toți brusc, interzici. Fiindcă nu așa funcționează adicțiile, nu așa funcționează patimile omului, iar eu sunt dedicat cercetării patimilor omului, pasiunilor acestor. Pasiuni, plăceri care când se îmbolnovesc devin patim, atunci ești deja dăunătoare, fiindcă se ocupă prea mult timp din viața ta. Când ești împătimit, atunci nu, prea des faci patima și prea puțin altceva. Și asta îți ia din timpul tău normal. Deci, oricum, eu sunt solidar cu fumători, dar am o veste bună pentru toți fumătorii. Pot să îi ajut să nu mai sufere atâta, fiindcă această despărțire bruscă, această rupere este foarte dureroasă, extrem de neplăcută și nu există adevărat specialiști în chestiunea aceasta, deși ar merita să existe. S-a încercat, firmele mari de medicamente din lume au încercat să inventeze pastilă, plasturi, spray-uri, toate minunile, inclusiv medicii pneumologi se ocupă cu lăsatul de fumat, dar trebuie să spun la toți colegii și la fabricanți, dom'le, oamenii nu fumează cu plămânii, nici cu mâinile, acestea sunt instrumente exterioare, periferice, oamenii fumează cu creierul. Acolo e hiba, acolo trebuie adresat tratamentul și soluția. Vă dați seama,
ce am descoperit eu în legat de fumat și de lăsarea de fumat e că omul de fapt învață să fumeze repetând. Nimeni nu a devenit fumător de la prima țigară. Nimeni de la prima i s-a făcut rău. Fumător devii dacă repeți. Ce? Aprinderea țigării. De repeți. Ce se întâmplă atunci când repeți ceva? Înveți. Se transformă în obicei. Noi așa devenim fumători, repetând și învățând, dar când trebuie să ne să scăpăm, atunci așa, abandonați fumatul. Dumnezeule, păi ce e abandon? E o panică, e o panică. E foarte greu să renunți la acest obicei. Cum va arăta prima dimineață? Practic face parte din viața ta. Da? Cum va arăta prima dimineață în care nu voi aprinde pentru prima dată țigara? Păi omul a îngrozit mai rău decât dacă vii cu biciul după el. Nu știe unde, în ce poziție, ce loc să ocupe în creierul lui problema aceasta. Eu am un material foarte scurt în ceea ce dau eu însoțit de plante medicinale, așa, în care îi ajut permanent, îi asist psihicul, fiindcă aici este panica și dezastrul lui, nu știe ce să facă și să sufere. Și atunci, dacă fumatul a fost un învăț, a fost un învăț, nu abandonarea, nu voința, nu cădămânie, nu. Și trebuie să dezvățăm fumatul. Treaba sare de la afectiv, de la panică, de la sentiment, de la voință, de la frică și de angoasă, cum va arăta, trece la sfera de conștiență pe care omul are și o poate face. În materialul meu am un instrument cu care îl ajut să repete neaprinderea țigării următoare de un număr de ori, numărat și măsurat, însoțit de îngurgitări de câteva guri din preparatul fitoterapeutic de ceai medicinal, care face gargară, la instrument notează ceva și el știe ce are de făcut. Știe ce are de făcut. Are structură. Știe că după ce intră la nefumat, știe ce are de făcut. Pe ce mai groaznic din lucru este să fie împins undeva unde el nu știe ce ai de făcut. Cum să fiu nefumător că am fumat 30 de ani și de mâine nu? Păi ce e? Cum arată? Dar fumătorul în cadrul programului dumneavoastră, domnule doctor, da, renunț așa din start la fumat sau îl mai lăsați să fumeze o țigară, două? E o perioadă, să spunem așa, de o săptămână, două de acomodare. Nimica, nimic. Să se obișnuiască cu gândul. Nu, păi da, citește materialul, se retrage 3 zile, face în weekend, de obicei spun asta, el trebuie să fie atent la sinele. De obicei trăim o viață atât de agitată încât nu suntem atenți la ce ni se întâmplă, de la simțurile noastre care vin din interior, dar totul e la repezeală, vârtej. 3 zile trebuie să fie atent, să se sesizez când vine diavolul și zice, aprinde, tu ești, al câtele, 18-a, și vorbești frumos cu el, păi să iau ceaiul așa și abia aștept să vii iarăși, abia aștept să vină și a 19-a oară să nu aprind țigara. Deci un mecanism de fentare a mai multor structuri nervoase, dar eficiența e 100%. O să auziți, poate de 15 ani sunt pe piață cu această metodă, rezultatele sunt uluitoare și fără suferință. Și aici nu așa merge că parcă m-am lăsat de fumat, parcă fumez mai puțin, parcă mă simt... Nu, deci eu sunt foarte categoric evaluat. Doctorul Werner, m-am lăsat sau nu? Atât. Deci alba, neagra. Categorie, 100%. Dar sunt pacienți care încep un tratament și după, pe la mijlocul lui, așa, se lasă? Nu mai reușesc să-l ducă, da, până la capăt? N-am vorbit de problema motivației. Deci nu putem să luăm țigara de la cel căruia îi place, este într-o perioadă specială a vieții în care este ajutat de fumat, îi place să fumeze și noi venim de afară și începem, mă băiete, măi fetițo, nu merge. Putem să o facem, dar nu funcționează.
Și la fumat trebuie să se ajungă acolo încât omul respectiv să vrea să scape de fumat și să nu știe cum. Acesta e momentul în care este optim și în care metoda mea ajută. Domnule doctor, acum să știți că avem un telefon, un telespectator sau o telespectatoare dorește să intervină în legătură directă cu noi, așa că eu zic să vorbim cu cel care se află la capătul liniei, după care continuăm cu această metodă și zicem bună seara. Alo, bună seara! Bună seara! Cu cine, cu cine avem plăcerea? Cu Pintican Elena din Făgăraș. Bună seara, doamna Elena! Vă mulțumim, domnișoară, a fost atentă la dumneavoastră la început când a spus, când domnul doctor v-a explicat că e foarte greu de lăsat. Să știți că nu minte, e adevărat. Ați fumat și dumneavoastră? Nu, eu soțul meu a fumat 30 de ani. A, deci cumva ați apelat la domnul doctor ca să-i rezolvați problema soțului. După 13 ani s-a lăsat, are 13 ani de când s-a lăsat. Eu am făcut, eu personal am făcut pentru fiica mea acest pachet. Spre fericire o lua și soțul. Deci și ați împușcat doi iepuri dintr-o lovitură. Știți doi cum am făcut doi în unu, domnișoare. Le-ați făcut bine amândorora. Da, doi în unu am făcut. La foarte bine, doamnă. Mă bucur că ați luat problema în mână și ați rezolvat-o. Da, la fiică mea s-o, exact cum a spus domnul doctor, îi venea rău când lua țigarea. Făcea, eu nu pot că mi-e rău. Și zic că ți alegi, ori țigarea, ori ceaiul. Dar soțul, vă spun, eu stăteam la colț, domnișoară, că pe timpul lui Ceaușescu în Făgărașă stătea la colț la țigări. La pâine, la toate. Eu am luat niște cozi pentru țigări. Mulțumesc domnul doctor să-i dea Dumnezeu viață lungă și dumneavoastră, emisiunii dumneavoastră și celor care o au și care îi sponsorizează. Mulți ani, sunt foarte, foarte mulțumită. Știți ce-l mai rog pe domnul doctor? Ce-l rugați? Să mai facă un bine. Să facă la ceaiurile astea niște pastile, că să ia mai ușor pentru slăbit. I-au zis, domnule doctor. O idee, da. Trebuie să scoate și niște pastile, ingrediente care să-i ajute. Italia, vă spun sincer, dacă ar fi pastile, cred că jumătate din românii din Italia care sunt așa mai rotunjei ar lua aceste medicamente. Stați, vă referiți la slăbit? Da, și la slăbit și la... Și la fumat. Deși l-am fumat, că eu am băiatul cu care mă lupt acum și-a zis, tu mică, mi-e greu cu ceaiul. Da, da, am înțeles, doamna Elena, da. Cu siguranță, domnul doctor va ține cont de... Da, câte icoane aveți în casă? Câte icoane am? 7. Și ce faceți cu ele? Mă rog în fiecare seară să vă dea Dumnezeu sănătate și răbdare la cadrele medicale. Așa, la cadrele. Că noi suntem, vă spun eu, noi suntem mai așa oamenii bolnavi, dar vă rog, și mă rog să vă dea Dumnezeu mulți ani să realizați împreună cu tot colectivul multe, multe medicamente pentru oameni. Foarte bine că vă rugați pentru sănătatea invitatului meu, domnul doctor Ladislau Vereș, că așa vine și el mai des fiind sănătos, vine în studioul emisiunii noastre și la rândul lui ajută alte persoane. Să rămână la și tu, domnul doctor, și dumneavoastră. Vă dau pe soțul să-i mulțumească. Da. Haideți, dați-mi-l pe soțul, persoana în cauză. Persoana desemnată de fumat. Alo, bună seara, domnul soț al telespectatoarei noastre. Cum vă numiți? Vreau să-i spun, domnul doctor, cum a lăsat de fumat. În primul rând, trebuie respectat și instrucțiunile care le dă domnul doctor. Nu numai că face ceai și azi îl bea și mâine nu-l bea. Exact cum scrie în instrucțiune acolo. Când îți vine cheful de o țigară, iei o gură de ceai și pe urmă prinde o țigară. Să vezi dacă mai reușești să fumezi sau nu. Atunci reușești să te lasi de țigări. Altfel nu. Și acum dacă nu respect regulamentul, degeaba încerci. Acum nu mai fumați deloc? Nu mai sunteți tentat așa la o petrecere să mai luați o țigară? Nu, și nu le suport. Dacă fum undeva, nu-mi place să stau acolo, ies afară, trec de acolo. Din 2003, din august, eu n-am mai pus țigară în gură. Felicitări!
Bravo. Nici să nu puneți, nici să nu puneți. Aici vreau deci, să... Da. Deci nu pun că nu trebuie, că dacă mă duc undeva și fumează cineva, mă deranjează, ies afară din casă. Într-adevăr, într-adevăr ați fost un pacient ambițios și acest lucru a fost doar în favoarea sănătății dumneavoastră. Da, da. Dacă nu se respectă instrucțiunile, atunci e greu și conștiința trebuie să lucreze la așa ceva. Așa este, așa. Mare dreptate aveți. Noi vă mulțumim că ați intrat în această seară în legătură directă cu noi. Vă dorim sănătate multă și să nu mai puneți gura pe țigară niciodată de acum înainte. Vă mulțumesc să faceți altceva. Domnul doctor să trăiască mulți ani și auziți? Emisiuni frumoase în continuare. Să faceți altceva cu bănuții aceia pe care îi dădeați pe țigări. Îi puneți deoparte și mergeți într-un concediu la vară. Bine, vă mulțumesc frumos. La revedere, o seară frumoasă. Multă sănătate, domnul doctor. Și dumneavoastră, la fel, la toată lumea. Uitați, domnul doctor, noroc că cu doamnele. Oamenii au niște întâmplări. Că astfel a reușit să vină în ajutorul atât a soțului, cât și a fiicei. Da, 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 sunt atâtea întâmplări interesante. Apropo de cu aprinsul, într-adevăr, deci unul care a scăpat de fumat, și din întâmplare, și întâmplări sunt multe, chefuri sunt multe, revelionul e obligator, dacă aprinde o singură țigară și trage câteva fumuri sau chiar fumează o țigară, să știți că se reapucă din nou, totul reîncepe. Iar se poate lăsa, dar ce rost are să facă jocul ăsta chinuitor, așa că mare atențiune, nu cumva să reluați fumatul. Eu cred că cu fumatul am terminat, eventual pot să spun atât că trimitem în pachet, în urma unei convorbiri telefonice, trimitem în pachet un cantitate de plante medicinale uscate mărunțite din care ei fac acasă cantitatea aia care e conform, așa, fac ceaiul, au instrucțiunile cum să bea, că nu se bea așa ca apa. Este o tehnică, într-adevăr o tehnică, o psihotehnică, o psihopedagogie, cu care nu abandonăm fumatul și scăpăm. Și facem inversul a ce am făcut până atunci. Până atunci repetam aprinderea, acum repetăm neaprinderea. Creierul învață repetițiile și scăpăm de fumat. Dar dacă aceste persoane au vreo nelămurire, domnule doctor, pot să acceseze vreun număr de telefon? Aveți vreun număr pe aceste produse unde puteți fi contactat? Sau intră foarte simplu pe Google? Și așa, și așa se poate dau și... Dau search pe... la, da, da. La domnul doctor Ladislau Vere și la acolo apar toate informațiile. Da, chiar la... Mă rog, nu se spune. Vorbim de un tratament accesibil... omului de rând cu un salariu sau cu o pensie modică, își pot permite oamenii să achiziționeze această terapie, să spun, împotriva fumatului, tratament naturist? Da, da, este absolut să accesibil. Să nu-mi spuneți care cumva prețul. Nu, dar să vă spun un preț, alt preț. Să mă ajute. Știți când îmi spuneți? După ce luăm o mică pauză de publicitate, n-avem ce face, dacă publicitate nu e, nimic nu e, știți cum e în televiziune, așa că, dragilor, luăm o mică pauză de publicitate, dar revenim imediat cu invitatul nostru. HRI Vitalion. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Firma Nicotin Stop vă oferă o gamă largă de produse pentru controlul greutății, dar și pentru stoparea fumatului. Pentru informații, sunați la numerele de telefon 0744 33 5694 0788 428247 sau 0788 429469.
de asemenea site-ul www.nicotinstop.ro, cât și adresa de Facebook nicotinstop.ro, vă stau la dispoziție. Firma Nicotin Stop vă oferă o gamă largă de produse pentru controlul greutății, dar și pentru stoparea fumatului. Pentru informații, sunați la numerele de telefon 0744 33 5694, 0788 428247 sau 0788 429469. De asemenea, site-ul www.nicotinstop.ro, cât și adresa de Facebook nicotinstop.ro, vă stau la dispoziție. Produs neatestat medical. Aceste produse nu sunt destinate persoanelor sub 18 ani. Consultați medicul înainte de a urma dieta. Cartilajul articular se poate uza ca efect al îmbătrânirii, greutății corporale, traumatismelor și astfel poate apărea durere. Rămâi în mișcare cu CartiMix Forte. Mix original de 8 ingrediente active care contribuie la menținerea sănătății și funcționării normale a oaselor și cartilajelor articulare și la formarea normală a colagenului. Pentru efecte sporite, încearcă combinația CartiMix Forte plus Celadrin. CartiMix Forte. Bucură-te de sănătate, bucură-te de viață. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Am revenit din mica pauză de publicitate, dragii mei. Vorbim despre terapia antifumat, dar și despre slăbit, iar în ambele situații ne poate ajuta invitatul meu, domnul doctor Ladislau Vereș, inventatorul acestor produse naturiste, care a venit în seara asta de la sute de kilometri pentru a ne fi alături. Nu uitați nici de numărul de telefon afișat pe micul ecran, 0736 502 479, număr care vă stă la dispoziție dacă doriți să interveniți în legătură directă cu noi sau dacă vreți să ne trimiteți mesaje. Domnule doctor, rămăsesem înaintea pauzei de publicitate la preț. Nu dați o sumă, dar spuneți-mi dacă o persoană cu un salariu sau o pensie modică poate să achiziționeze acest pachet inventat de dumneavoastră și, bineînțeles, patentat cu toate actele în regulă, să spunem așa. Da. Este un produs sigur. Prețul a rămas același de ani de zile, în timp ce fabricile de țigări sau cei care comercializează și distribuie au scumpit de nu știu de câte ori țigările și accizele. Și eu nu mai sunt în temă. Astăzi un om obișnuit dă în medie, dacă fumează un pachet pe zi, dă, am impresia, 500 de lei pe lună pe țigări. Mă poate ajuta cineva de undeva să-mi spună cam cât dă? Da, colegul nostru de la cameră ne poate ajuta. Cam cât se dă pe lună așa pe fumat? De 50. De 500 de roi. A confirmat. Păi da, vă dați seama, mie mi se pare mult. La un salar mediu pe România care ar fi de jumătate din salar. 1050 de lei este salarul mediu, mi se pare foarte mult. Față de ăsta, tratamentul nici o treime nu face, deci este foarte rentabil din toate punctele de vedere să scăpați de fumat, în primul rând fiindcă se poate ușor cu metoda mea. Acum... Și eu am fumat vreo 25 de ani și m-am lăsat cu metoda mea, așa că știu că foarte e ușor. Foarte bine, foarte bine, domnule doctor, foarte bine ați făcut. Acum vreau să trecem la slăbit. Da. Fiindcă cu siguranță acest subiect interesează pe toată lumea, mai ales că în cadrul acestei metode a dumneavoastră mâncăm foarte mult. Nu stăm cu burtica goală, slăbim frumos, dar și sănătos în același timp. Dar înainte să ne spuneți mai multe despre acest program de slăbire, vreau să iau un alt telefon, iar de această dată, ce credeți? Vă las pe dumneavoastră să-l preluați. Așa că ziceți dumneavoastră, alo. Am mai pățit asta, dar n-a funcționat. Alo, se rămâna. Alo, bună ziua. Cine sunteți?
sunt, mă numesc Răduș Claudia. Claudia, doamna Claudia, spuneți, cu ce vă putem asculta și ajuta? Domnule doctor, eu am fost fumătoare și în urmă cu 10 ani, în urma unei emisiuni televizate la Edno, am văzut că promovați aceste produse. Au mai sunat în direct la momentul respectiv anumite persoane și spuneau că sunt mulțumite de produsele dumneavoastră. La momentul respectiv eram fumătoare și orice am încercat de pe piață, de la plafar sau de la farmacie, nu am considerat că nu sunt eficiente pentru mine. Nu aveam ambiția necesară să mă las de fumat. Am sunat la dumneavoastră, am făcut comandă pentru aceste ceaiuri și la 3 zile chiar am lăsat țigara. Nu am mai putut să aprind țigara. Cum aprindeam, mi se făcea pur și simplu rău. Nu suportam. Și sunt 10 ani de când nu mai fumez. Și e bine? E bine? Da, eu sunt bine acum. E bine că nu fumați? Da. Dar vă vine să credeți că nu fumați? Să știți că la momentul respectiv chiar nu venea să cred. Am luat așa, ce le zic, hai să încerc și aceste produse. Da, nu-ți venea crede. V-a ajutat, da? V-a ajutat. Da, m-am ajutat și pot să spun că am păstrat numărul dumneavoastră de telefon. Am revenit la 2-3 ani pentru faptul că m-am îngreșat, nu știu ce s-a întâmplat, metabolismul s-a schimbat. Și am făcut comandă pentru produse de slăbire și pot să spun că am fost foarte mulțumită. Chiar am slăbit și regimul pe care mi l-a trimis odată cu ceaiurile m-a ajutat să slăbesc foarte mult. Câte kilograme ați slăbit? Cred că în jur de 20, dar în nu ce, m-am mai ținut în de ce interval de timp? Nu știu, cred că 2-3 luni. Destul de mult. Da. Am înțeles. Vă mulțumesc din suflet că ați intervenit în această seară în legătură directă cu noi. Vă doresc sănătate multă și în continuare să aveți încredere în produsele invitatului meu aici de față, domnul doctor Ladislau Vereș. Să aveți o seară frumoasă. Domnul și eu doctor, vă mulțumesc, o seară frumoasă vă doresc. Cu mare drag. Felicitări! Așa, bine spus, bravo, domnule sănătate doctor, și felicitări. Domnule doctor, să revenim la slăbit. De ce ați numit acest program Slăbitul ca o școală? Știți, multe lucruri omului nu-i vine să creadă. De exemplu, faptul că de la mâncare se poate slăbi. E foarte ciudat, mă scuzați cu această... Am și o răceala mea. Cum? Beți o gură de apă, domnule da, doctor. Da, o să beau, dar nu când timp dacă ce vorbesc. Dacă nu vă dau o linguriță de miere, da, că este da, foarte bună eu la, chiar la răceală. Da, eu chiar vreau să... nu vă dau, dar miere vă dau. Mai da, ales da, că este a dumneavoastră, nu trebuie să dau de la mine. Da, foarte fain. Domnule, e așa ciudat este că de la mâncare poți slăbi. Noi nu de-aia mâncăm ca să slăbim, noi mâncăm ca să trăim, ca să fim fain, viguroși, robuși. Și culmea, mâncând conform dietei acestea, efectiv mănânci bine și chiar slăbești, începe arderea grăsimilor. Cu blestemata asta de grăsime s-au întâmplat foarte multe lucruri. În lume circulă nebunia asta cu colesterolul. Apoi să știți că atâta am auzit de colesterol până m-am enervat și am vrut să încerc, domne, și eu așa casnic și orice om poate să facă același lucru ce fac eu acum. Așa. Și acasă fiecare deci, poate... borcanel avem untură, da? Avem untură, așa în care bag un cuțit, ca și cum mi-aș unge o felie de pâine, da? Camera? Imediat dacă colegul meu va fi... Camera... Se vede așa? Da, se vede foarte bine, domnule doctor. Iau această hârtie pe care are toată lumea acasă și șterg cuțitul cu această bucată de hârtie, da? Cu o singură mișcare, să se uite camera din nou. Întorc și pe partea aia, ca la circ. Dacă a rămas cu o singură mișcare ce? A unei hârtii, cuțitul a devenit curat.
Nici am insistat, că pur și simplu pot la a doua mișcare, într-adevăr, nu mai nici urme nu mai aveți și nu trebuie spălat nici cu apă. Nu trebuie spălat vasele după grăsimile acestea. Ei, să vedeți ce se întâmplă dacă bag cuțitul ăsta în miere și fac același lucru. Adică îl curăț cu hârtie, tot cu o bucată de hârtie. Data trecută am și lăsat o pată aici, dar cred că de atunci s-a dus. E, acum șterg. Lăsați că o să curățați masa data asta, în contul la pata de data trecută. Se vede? Da? Da, se vede foarte bine. Și pe ăsta îl ștergem. Nu pot să-l șterg și... Da, pot să pătez, în schimb. Ia vedeți. Deci nu se este murdar. A rămas pătat. Este pătat. Pur și simplu, uitați-vă, îmi ține lipită pur și simplu hârtia. Nu pot să... cu ăla am o mișcare scurtă, alunecoasă. Asta... Și tot nu reușesc. Ce vreau să vă arăt? Atât de des auzim despre oameni care au diabet și complicațiile diabetului. În popor, boală de zahăr. Ăla e mai rău, așa. Fac totdeauna complicații. De ce? La diabetul prost tratat sau în timp îndelungat, sângele devine lipicios. Și acest lucru are importanță nu la vasele mari, unde țeava e mare și poate trece. Și gândiți-vă, când ajungem la creier și la periferiile celulelor nervoase și a celulelor miocarice din inimă, avem de a face cu capilare. Și acolo, și în rinichi, și în creier, unde deja o globulă roșie e aproape atât de mare cât calibrul capilarului. A țevii pe unde trebuie să treacă ca să ajungă acolo unde are menirea. În acele locuri contează dacă e lipicios sau nu, fiindcă abia mai trece. Domnule doctor, eu zic să vă țineți ideea, da? Fiindcă avem un telespectator care așteaptă cam de multișor. N-am ce să-i fac, asta musai să închei aici chestia asta. Deci, haideți, vă mai las 30 de secunde. Atât. Lipidele și colesterolul ajută alunecarea straturilor de sânge, ajută, pe când zahărul din mâncare, torturi și glucide, cum o să vorbim, pe când dulcele, nu. Dulcele este dușmanul, nu grăsimea. Acum telefon. Alo, bună seara! Bună seara! Cu cine avem plăcerea? Deci sunt din Suceava. Sunt Ziana, mă numesc, sunt din Suceava. Bună seara, doamna Sânziana. Bună seara, seară bună. De ce ați dorit să interveniți în această seară în legătură directă cu noi? Deci așa, am vrut să intru în legătură directă pentru că tratamentul acesta mi-a salvat ca și cum viața. Tratamentul pentru slăbit sau cel antifumat? Tratamentul pentru slăbit. Pentru slăbit. Eu vorbesc în problema obezității. Am avut obezitate de timp de 15 ani, deci am fost un om distrus, nu puteam să lucrez, nu puteam să fac un serviciu, mi-era rușine să ies pe stradă. M-am luptat foarte mult cu obezitatea și aflând de la emisiunea mea noastră numărul de telefon domnului doctor, am sunat și am luat acest tratament. Acest tratament am deci vârsta de 50 de ani, m-am întinerit cu 20 înainte. De ani. Deci m-am întinerit cu 20 de ani. Nu mi-e stilu și mi se stradă. Deci m-au tratat de foarte multe boli, deci în primul rând de un ficat gras, colesterol. Deci aveam niște arsuri pe stomac seara când nu puteam dormi. Deci de foarte, foarte multe, deci nu pot explica acum chiar toate bolile. Dar este un tratament care aș recomanda pentru toată lumea. Eu mă simt acum la 50 de ani ca la 20 de ani. Am întinerit foarte, foarte mult. Deci îmi dă o putere de muncă și o forță și... Deci nu vă pot explica ceva de nedescris. Și la prieteni, la toată lumea, recomand acest tratament. Dar câte kilograme ați dat jos cu acest tratament? Deci, am avut 100 de kilograme. Și acum cât aveți? Acum am 68 de kilograme.
Deci mai aveți un pic și ajungeți balerină. Exact. Și am vârsta de 50 de ani, vă spun, atunci la 100 de kilograme, nu mă puteam mișca, nu puteam merge, nu puteam... Eram un om distrus, mi-era rușine să merg undeva, să pot să muncesc, că nu puteam să mă mișc. Acum mă simt ca la 20 de ani. Ca la 20 Dar de după, ani. Ce, după ce ați terminat acest tratament, a fost o etapă așa de menținere? Ați mai, pus ați mai pus kilograme foarte în plus? Puțin. Deci foarte puțin, deci foarte puțin, deci foarte puțin, dar acum am luat din nou tratamentul și continuu tratamentul, deci mă simt foarte, foarte bine. Am înțeles. Vă mulțumim din suflet că ați intervenit în această seară în legătură directă cu noi. Vă dorim sănătate multă și sper să ajungeți la kilogramele pe care le doriți pentru a vă simți bine în propria piele. Domnule doctor, mai avem 3 minute din emisiune. Trebuie să avem mai mult de 3. 3 minute. Știți că timpul zboară aici la Sănătate înainte de toate. Zboară constructiv, bineînțeles. Haideți să ne concentrăm așa pe slăbit și spuneți-le telespectatorilor informațiile esențiale pe care trebuie să le rețină cu privire la acest produs destinat slăbitului. Da, fiind pe bază naturistă, avantajele metodei este că se folosesc plante și informațiile de biorezonanță al unor plante. Are doar două contraindicații. Nu se folosește de către cei care au diabet zahărat tratat cu insulină și cei care au gută. În rest, nu trebuie să veniți la nicio consultație, la nicio deplasare, nicio internare. Nu necesită cabinet medical. Nu se socotesc caloriile, v-am scăpat și de socotitul caloriilor, că nu cantitatea caloriilor contează, ci absolut altceva. Așa, meniul este bogat, nu faceți foame, așa, format din alimente tradiționale românești, care se găsesc și la orașe și la țară. Cum ar arăta un prânz? Cum ar arăta un prânz? Dar dacă, din ce alimente ar fi format? Păi, dacă nu mi-aduc aminte, îl spun așa, nu, dacă nu-l pot citi, vi-l spun din minte, și anume ciorbă țărănească românească cu grătar și cu murături din pivniță. Acum iarna mai ales, dar uite că am găsit hârtia. Prânz, ați zis prânz? Prânz. Sâmbătă, nu, azi ce e, miercuri. Joi. Prânz, ciorbă de salată verde cu bucătări de slănină prăjită, zdrențe de ouă și smântână. Slănină și smântână, domnule doctor. Dar cum? Felul 2, friptură de pui cu sote de broccoli sau salată de varză crudă. Așa. Sunteți sigur că nu este un meniu pentru nuntă? Este pentru slăbit? Sunteți sigur? Da, da, e pentru deci nuntă. Deci nu aveți meniu de la vreo nuntă unde o să mergeți? Numai să fi luat, să fi luat meniu de la nuntă. Bravo, mă fericire, îmi place foarte mult chestia asta. Da, e bună panta. Sigur nu e de la o nuntă, domnul. Da, n-am ce face. De-aia și eu pe mine m-am mirat. Mâncarea nu o folosim pentru slăbit, ori dacă mănânci așa, și ceaiurile din plantă pe care le trimit împreună cu acest meniu, pur și simplu se apucă și ard grăsimile și se duc și scapă de grăsimi. E foarte important că de obicei oamenii grași au 5 boli. Hipertensiune, diabet zaharat de tip 2, dislipidemie, colesterol, ateroscleroză din cauza asta cardiopatie ischemică, deci la inimă, și mă întreabă prin telefon: domnule doctor, dar pot să iau tratamentul dumneavoastră dacă am la inimă? Păi numai că poți, este indicat, e șansa ta, e salvarea ta. De ce? Medicii săraci trebuie să scrie la cele 5 boli, la fiecare bolă separat câte un medicament sau chiar două, și oamenii arată așa și mănâncă medicamente. Arătați un pic cam cât mănâncă, ce mănâncă, așa. Pe când dacă tratezi obezitatea care este însoțită de aceste boli și obezitatea care a dat cele 5 boli, tratezi numai una și dispar 5. Una și bine. Domnule doctor Ladislau Vereș, din păcate am ajuns la finalul acestei emisiuni. Vă mulțumesc din suflet că ați fost astăzi alături de noi și să știți că vă aștept cu mare drag peste 2 săptămâni, tot într-o zi de joi, tot de la 17:15. Și eu mulțumesc foarte frumos.
Dragii mei, dumneavoastră, dacă doriți să revedeți această emisiune, o puteți face mâine de la 6:30 la 8. Eu sunt Lăcrămioara Pralea, vă doresc o seară minunată în continuare. Nu uitați că sănătatea este cea mai prețioasă comoară. Vă reaștept mâine de la 16:30 tot la Etno TV, iar mâine dimineață matinalul Jul vă dă întâlnire la dimineață cu cântec, începând cu orele 9. Să aveți o seară minunată. La revedere! Nu se Acest program a conținut plasare de produse.